Bine v-am găsit! Continuăm și în ediția de astăzi să vă purtăm cu cântecul prin anotimpul tinereții, al frumuseții, al înnoirii. Prin primăvara cântecului românesc, alături de tineri ale căror începuturi se leagă, iată, de cea mai iubită emisiune de folclor, Tezaur folcloric. Tinerețe, frumusețe, înnoire, calități, valori aduse la televiziunea română de tineri cu mare dragoste pentru cântecul popular, pentru graiul și portul românesc, pentru tot ceea ce înseamnă a fi, a exista și a rezista în fața timpului prin cântec. Așadar, să ne bucurăm de cântec tânăr! Am o mândruliță dulce, de la ea nu m-aș mai duce. Am o mândruliță dulce, de la ea nu m-aș mai duce. Ochii două albăstrele, sprâncenele rândunele, gura roa din Vâlcea, frumoasă-i mândruța mea, mă. Până când neicuță când să adorm cu tine în gând. Până când neicuță când să adorm cu tine în gând. Să stau noaptea în cer dat, cu aniciu prins. Nici acum nu m-ai lăsa, la 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 la, că doare îmi place viața, la 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 la. Dar nici acum nu m-ai lăsa, mă, că doare îmi place viața, mă. Întotdeauna mi-am dorit să întâlnesc oameni care știu să dăruiască și să se dăruiască semenilor. Din activitatea pe care eu cunosc, știu că se preocupă foarte mult de instruirea, de educarea tinerei generații. Și nu își dăruiește doar timpul profesional, ci și timpul sentimental, personal, pentru că la Brașov, acolo există o zonă a exprimării artistice cu profunde rădăcini, în filonul folcloric adevărat. Pentru tine, George, o surpriză alcătuită din două rămurele ale unui copac frumos pe care tu îl hrănești și de care ai grijă. Copacul vieții cântecului românesc. Din zona Brașovului vin doi tineri interpreți, frați, surioară și frățior, Lorena și Radu Adam, din municipiul Codlea. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ăsta-i rorul fecioresc,
Mulțumim, Lorena! Să-l ascultăm acum și pe Radu. Mândra mea nu mai aștepta, la 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 la, să ne învârtim și să chiuim, la 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 la. Vino, mândra mea nu mai aștepta, la 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 la, să ne învârtim și să chiuim, la 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 la. Au ieșit cu toți la joc, la 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 la, între ei ne facem loc, la 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 la. Te răsucește, la 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 la, să fim primi în joc și să avem noroc, la 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 la. Învârtește, răsucește, la 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 la, să fim primi în joc și să avem noroc, la 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 la. Învârtită ca la noi, la 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 la, să jucăm noi amândoi, la 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 la. Mulțumim, Lorena și Radu, ce imagine frumoasă am sesizat în privirea domnului profesor, o mare satisfacție și cred că sunt cei mai fericiți părinți aceia care au asemenea copii, care știu să poarte costumul tradițional românesc, să cânte, să se bucure de cântecul nostru românesc. N-aș vrea să rămân datoare cu întrebare către voi. Așa, pe scurt, unde învățați, la ce școală, în ce an? Lorena. Sunt studentă la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, anul 4, la Facultatea de Agricultură. Radu. Sunt elev în clasa nouă la Liceul Emil Racoviță Brașov. Trebuie să știți, dragii noștri telespectatori, că și prezența Lorenei și a lui Radu Adam este tot un debut în emisiunea Tezaur Folcloric a interpreți, că altfel ei sunt membri ai ansamblului folcloric Jidvei România, coordonat de Stelian Stoica. Și cred că vă facem o bucurie dacă dăm o secvență cu voi cântând pe scena festivalului Strugurele de Aur, chiar acum. Hey,
Domnule profesor, ce părere aveți despre această frumoasă prezență în emisiunea Tezaur Folcloric a propriilor elevi? Sunt mândru, în primul rând, și în același timp mă și responsabilizează acest lucru, pentru că ajungând aici nu te poți prezenta oricum. Responsabilitatea este foarte mare. Suntem datori celor care sunt dincolo de ecranul televizorului și care ne privesc, de modul cum ne prezentăm în fața dânșilor. Și atunci eu personal mă bucur și felicit pe acești doi copii care au fost elevii mei și în același timp mă gândesc cu drag când am început cu Radu să lucrez, pentru că Radu era la grădiniță când am început să lucrez cu el și nu știa nici să vorbească anumite cuvinte, nu le pronunța bine. Și acum a ajuns... Până la urmă a învățat să pronunțe bine cântând. Da, sigur. Iată scopul pe care trebuie să-l urmărească și cadrele didactice ca să învățăm limba română și cuvintele din limba română. Putem să creăm jocuri muzicale prin care copiii să fie familiarizați, dar și să-și însușească cuvintele limbii române. Aș vrea să-mi spuneți foarte scurt, fiecare dintre voi, ce reprezintă această prezență în emisiunea Tezaur Folcloric și cum vedeți viitorul cântecului popular românesc, avându-vă pe voi ca exemplu. Cred că prezența mea astăzi aici este încununarea unei răbdări de ani de zile. N-am participat la alte emisiuni de anvergura emisiunii acesteia și mă bucur că am avut răbdare și mă bucur că munca mea și strădania de ani de zile astăzi o regăsim aici, unde și-au găsit debutul marile voci ale și mari interpreți ai cântului popular românesc, lucru care ne responsabilizează, așa cum am spus, și trebuie să mergem mai departe cu conservarea cântecului popular românesc, pentru că, din punctul meu de vedere, este cam ultima redută în ceea ce privește naționalismul nostru, pentru că e al nostru. Dragostea de neam și țară. Și țară. Și de tot ceea ce ne înconjoară. Iată, am desprins o trăsătură pe care noi toți cred că în aceste vremuri ar trebui să o avem, și anume răbdarea. Și există o vorbă românească: cu răbdarea treci marea. Marea noastră de sentimente și de așteptări și de aspirații va fi locul unde ne vom întâlni cu forțele noastre să mergem înainte și să aducem în fața publicului nostru, căruia îi mulțumim pentru că duminică de duminică este alături de emisiunea Tezaur Folcloric și o situează în clasamentul televiziunii române, chiar în planul superior. Îți mulțumim, domnule profesor, și eu vă mulțumesc. Acum Lucreția. Această emisiune a fost mereu la rang de cinste în familia mea. De când eram micuță, eu îmi amintesc că așteptam cu mare nerăbdare și cu interes această emisiune, pentru că de altfel atunci era cam și singura posibilitate să ascultăm folclor autentic. Și așa cum spunea și domn profesor, această emisiune ne responsabilizează foarte tare, pentru că noi avem datoria să fim atenți la felul în care și ne aranjăm, ne îmbrăcăm la ceea ce cântăm, astfel încât să putem, de ce nu, peste an să devenim exemple pentru cei care urmează. Cu acest scop v-am invitat astăzi, pentru că voi, prin ceea ce faceți la ora actuală, sunteți exemple la nivelul de prezentare al folclorului în aceste vremuri, în această perioadă. Părerea unui domn profesor de la Cernăuți, care s-a adaptat foarte bine aici, în București. Prezența mea aici înseamnă reverie, înseamnă un vis împlinit și văzut, urmărit. Iar referitor la cântecul popular, la copiii talentați, părerea mea este următoarea. Dacă vrem să vedem peste ani o țară înflorind, dacă vrem peste ani să vedem țara noastră înflorind, atunci trebuie să investim în copii. Și răbdare, și bucurie, și emoție.
Deci ceea ce înseamnă tezaurul folcloric pentru tine, răbdare, bucurie, emoție. Îți mulțumim! Trebuie să mulțumim și noi realizatorului care a creat această emisiune și poate
anii care au trecut se așează cu pietate prin activitatea noastră în memoria doamnei Marioara Murărescu, realizatorul de excepție al televiziunii române. Să ascultăm acum și părerea unui realizator de emisiuni folclorice la radio. Tezaur folcloric pentru mine înseamnă copilăria mea. Mergeam la biserică mai întâi, la mine în sat, la Icoana, apoi urmăream împreună cu mama și bunica emisiunea Viața Satului, apoi Tezaur folcloric. Pentru mine aceste emisiuni au contat foarte mult în formarea mea ca om, chiar și atunci, de mic copil. Le urmăream cu mare bucurie și așteptam să văd cine mai apare în această emisiune de prestigiu. Cum spuneau și colegii mei, trebuie să investim în ceea ce este valoros, în ceea ce ne reprezintă pe noi, în identitatea noastră națională, și fiecare în locul lui, acolo unde activează, trebuie să aibă un aport, să aducă un plus de valoare și să lase în urma sa tot valoare, tot ce este valoros, în modul în care primim să și dăruim. Poate înzecit. Cu mult mai mult. Talanții trebuie înmulțiți. Înmulțiți. Eu vă mulțumesc în mod deosebit, pentru că modul vostru de a gândi și de a previziona viitorul folclorului românesc este cel care ne dă și nouă speranțe ca și realizator de emisiuni folclorice la televiziunea națională, prima televiziune din viața românilor. Acolo unde mergeți, să mulțumiți celor ca voi. Eu personal mulțumesc părinților voștri și le rămânem datori și lor și tuturor telespectatorilor noștri cu aceste gânduri minunate ale voastre, ale tinerilor, ale celor care veți duce mai departe aceste frumuseți nestemate ale noastre, ale românilor, dar în primul rând de a construi pe tiparul gândirii voastre care înseamnă viitor. Și aș vrea să încheiem sau să continuăm cu cântecele pe care vi le-ați ales pentru această emisiune. Așa-i dorul pe pământ, mai
și pasărea zburând mai. E ca floarea înflorind și ca izvorul curând, dorui ca o fată mare cu codița pe spinare. Așa-i dorul pe pământ, ca și floarea înflorind, dorui ca o fată mare cu codița pe spinare. Sărbători împreună iar acasă, uiți
și cât ai îndurat, până m-ar neridicat și ești tare bucuroasă. Doi feciori voinici, ei crescut de mici, truda nu-ți va fi uitată. Doi feciori cu minți, astăzi rostuiți, ție sunt acum răsplată. Mamă, n-a nici-or veni, noi mereu te-om ocroti. Să n-ai, mamă, nici-o teamă, de tristețe să n-ai parte. Că nimic mai rău nu arde decât lacrima de mamă. Doi feciori voinici, ai crescut de mici, truda nu-ți va fi uitată. Doi feciori cu minți, astăzi rostuiți, ție sunt acum răsplată. Mamă, tu ai doi feciori, strălucirea ochilor, sprijine-ți vor fi într-una și al nostru dor din tâi, ruga cea de căpătâi, pentru tine-s totdeauna. Vin anii grei, mamă, fii tăi, n-or lăsa ca să te doară. Vină ce-o veni, mama-i tăi copii, ți-or sta lângă inimioară. Mama draga mea, unde aș umbla, dorul tău mereu mă cheamă. Și mai știu așa, alta n-ai afla, ca iubirea ta de mamă. Și dau inimii ce-mi cere. Tinerele sunt putere și dau inimii ce-mi cere. Eu îi dau și ea mai vrea lume dragă, dar mie cine mi-a dat? Parcă aș mai petrece o vreme lume dragă, nu m-aș da la dureri grele. Aș vrea să mai fiu fecior. Inima atrage la dor, aș vrea să mai fiu fecior. Inima atrage la dragă, lume dragă, eu de dor parcă-s petean. Dar ce fac cu inima, lume dragă, că-o legat-o dragostea. Inteligent ca frunza-n prun. Inimă cu doi stăpâni, inteligent ca frunza-n prun. Și la mândra și la mine, lume dragă, și eu văd că nu ți-i bine. Eu te chem la petrecut, lume dragă, tu te lege-n pudor mult. Patimile mele și alea bune și alea rele, și nu ții ușor cu ele. Inima, inima mea, lume dragă, ce te-ți bați în piept așa? Ești numai cât o alună, lume dragă, și iubești ca o nebună. Și alea bune și alea rele, lume dragă, și nu ții ușor cu ele. Eu te chem la petrecut, lume dragă, tu te lege-n pudor mult. Cu gândul că aceste cântece pe care le-ați ascultat astăzi și aceste chipuri pe care le-ați văzut au adus în inima dumneavoastră bună și caldă toate frumusețile acestui neam. Ne vedem săptămâna viitoare cu aceeași dorință de a vă face inima mai bună, mai caldă,
și sufletul să vă fie luminat de strălucirea unui cântec mândru românesc.